Bună ziua și bun găsit la conferința noastră de presă. Ce are loc odată cu semnarea contractului de lucrări, proiectare și execuție, sistem de contorizare digitală și reabilitare cămine de apometru. Evenimentul de astăzi, la care mulțumesc încă o dată presei pentru prezență, să-i prezint și pe cei ce se află în fața dumneavoastră, subsemnatul, domnul Iftimie, președintele grupului de firme Vestra Industrii, liderul asocierii, parte din contract, domnul inginer Vlad Valeriu Iftimie, tot de la Vestra Industrii, și colegul Ioan Rusan, șeful serviciului de implementare proiecte europene din cadrul SECEAPA Prod. Contractul este în valoare totală de 100.859.291 de lei, exclusiv TVA, și propune instalarea unui număr de 49.525 de contoare inteligente de apă rece, cu scopul eficientizării și optimizării infrastructurii de apă aflată în area de operare a SECEAPA Prod. Prin implementarea unui sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală. Sistemul ce va fi implementat va permite măsurarea de la distanța consumului de apă, fără a mai fi nevoie de intervenție umană, această facilitate fiind imperios necesară abonaților ce au montate contoare de apă în locuri greu accesibile. Măsurarea obiectivă a pierderilor de apă, procesarea și analiza datelor înregistrate, avertizări asupra intervențiilor neautorizate și a montajului incorrect. În concluzie, beneficiile obținute de companie constau într-o eficiență crescută în utilizarea resurselor de apă și îmbunătățirea calității serviciului oferit cetățenilor. Iar din punctul de vedere al acestora, partenerii noștri pentru care existăm și funcționăm, eu l-aș denumi un contract al prieteniei. Pentru că vom duce în zona obiectivă și, să-i spun chiar, instant a relațiilor dintre APA Prod și beneficiarul serviciilor sale. Contorii ce vor fi montați vor arăta consumuri, tendințe de consum, pierderi, adică nu ne dorim să vindem, chiar dacă unii pot considera acest lucru, sau pot crede acest lucru, să vindem o apă de care nu e nevoie. Nu, vrem să vindem o apă bună, de calitate și de care consumatorii au nevoie. Durata de execuție a lucrărilor este de 26 de luni, respectiv până în august 2025, la care se adaugă 36 de luni perioada de notificare a defectelor. Contractul, cel mai mare ca valoare din cadrul proiectului, se va realiza în conformitate cu condițiile pentru construcții și echipamente, inclusiv proiectare din partea executantului FIDIC Cartea Galbenă, conform legislației europene. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în cursul acestei luni, conform cerințelor contractuale. Contractul de lucrări va fi implementat în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, aprobat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în data de 23 august 2022, prin semnarea contractului de finanțare în valoare totală de 273.914.000 euro, din care costuri eligibile 230.700.000 de euro și costuri neeligibile de 43.200.000 de euro, reprezentând TVA. Proiectul se derulează în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027, și va fi finanțat de Uniunea Europeană în procent de 85%, bugetul de stat 13%, administrațiile publice locale 2% și SECEAPA Prod S.A. 6%, o componentă destul de importantă.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în 196 de localități din județul Hunedoara, respectiv 38 unități administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquapress Hunedoara, care sunt incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin tratatul de aderare și directivele europene relevante. Investițiile se fundamentează pe prevederile masterplanului aprobat în anul 2014 și sunt corelate cu investițiile care au fost derulate în perioada 2014-2020 prin programele POS, Mediu, POIM și alte programe guvernamentale realizate la nivel local. Obiectivele specifice ale proiectului sunt, când ne referim la apa potabilă, creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă, alimentarea cu apă potabilă la standarde de calitate stabilite prin legislație, creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului, iar în ceea ce privește canalizarea, creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de canalizare, îmbunătățirea calității efluentului, reducerea ratei de infiltrații în sistemul de canalizare, îmbunătățirea capacității de gestionare a nămolului provenit de la stațiile de epurare. Preocuparea esențială a companiei este furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă de cea mai bună calitate la standarde naționale și europene, majoritatea investițiilor care au fost promovate și se vor realiza în cadrul proiectului, având acest desiderat. Părțile implicate în proiect. Proiectul se realizează ca urmare a efortului comun a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de autoritate de management, APAPROD în calitate de beneficiar final și autoritate contractantă, Asociația de Dezvoltare Comunitare Aquapress Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara și primăriile pe raza cărora se vor realiza investițiile în calitate de beneficiarii locali și, sigur, nu mai puțin importanți, partenerii cu care vom semna contractele de execuție. În continuare, dau cuvântul reprezentantului Vestra Industrii, domnul Iftimie, pentru o scurtă prezentare. Da, mulțumesc. O să fie în două paliere o prezentare care o să facă domnul Vlad. Și am să vă spun doar câteva chestiuni care țin de, să spunem, importanța acestui proiect. Eu fiind, de fapt, președintele grupului Elsaco, în care este inclusă și, sau în care face parte și compania Vestra. Contractul este important nu doar ca valoare. E valoare importantă, sunt aproape 20 de milioane de euro, ceea ce, sigur că, pentru orice contractor, fie beneficiar sau contractor, este important, dar este foarte, foarte important și semnificativ și pentru faptul că ceea ce face acest contract, de fapt, care este rezultatul lui, este contorizarea apei. Mai sună și bine contorizarea inteligentă, ca și cum cine știe ce calculatoare ce sunt pe acolo, ce rachete. Dar este cel mai important lucru pentru că, în fapt, ne aliniem la cele mai noi sau ultimele standarde în contorizarea mondială, să spunem. Avem un contor pe care are un modul radio, el măsoară doar apa, nu măsoară și pierderile, dar pierderile se deduc dacă nu regăsește într-un circuit o parte din apă. Mai este un sistem foarte interesant de o rețea radio pe care noi o construim funcție de fiecare locație acestui contor și apă duce mai departe la o bază de date, un server și de acolo se fac toate celelalte chestii, adică calculul pentru facturare sau mai multe informații care duc la gestiunea acestor pierderi. Spunea domnul director că da, cred că măsurătoarea e ca, spune că se ocotea la exactă prietenie lungă. Apropo de beneficiari, până la urmă, măsurătoarea exactă presupune o relație civilizată și adevărată cu cel care consumă apă. E adevărat că doar într-o industrie asta modernă, cu datele primite într-un mod centralizat și apoi cu o bază de date și cu o analiză destul de atentă acestor informații, poți să ai, să spunem, elementele, cel puțin logistice, de a te gândi dacă apa este furnizată.
cu furnizată la standardele pe care ne dorim. Știți că în lumea asta, din toată cantitatea de apă, doar 1,3% mi se pare este apa de băut. Restul e înghețat, nu știu. Iar dacă ceva, cineva o să vă spună despre viitor, în domeniul apă, o să vă spună că următoarea criză după ce energetică poate fi criza apei. Apa, până la urmă, e aceeași cantitate de când s-a făcut pământul ăsta, numai că consumatorii au crescut. Și vreau să vă spun că este o statistică mondială pe care nu o spun eu, o putem citi în tot felul de articole și de specialitate, în care media în lume a pierderilor de apă este în jur de 30%. Deci cei care se laudă că au pierderi mai mici sunt nemții care spun că au niște rețele foarte bune și francezii care au un operator privat. Acest operator privat spune că la fel pierd. Dar să știți că țările dezvoltate, inclusiv America, inclusiv zona, să spunem, zona caldă, zona arabilor, unde apa este aur, pierderile sunt mai mult de 40%. Așa că dacă aveți 50%, încă sunteți aproape de, încă sunteți aproape de medie. Dar este o chestiune pe care poate vine vremea ei. Vremea ei înseamnă vremea acestei acțiuni, acestor operațiuni pentru detecția și reducerea pierderilor de apă. Iar detecția și reducerea pierderilor de apă nu se poate face decât prin măsurători. Măsurători și infrastructură pentru gestionarea bazelor de date. Adică acestor informații. Puteți să aveți, pentru că una e să ai 1000 de contoare sau să ai 40.000 de contoare, să vedeți că în momentul când ai multe informații, ca legea lui Murphy devin, deci dacă ai un ceas, spune Murphy, știi că e ceasul, știi că e ora exactă, dacă ai două ceasuri, nu mai știi ora exactă. Cam așa e și cu această informație. Cu cât de mai multe către tine, trebuie să ai cu mai multe instrumente de a-le gestiona. Aplicația pe care dumneavoastră ați cerut-o și noi am livrat-o, nu mă este foarte, foarte, repet, la modă. Pe noi n-am emoții foarte mari cum vom face, pentru că astăzi, de exemplu, Vestea gestionează aproximativ 100.000 de contoare la Apa Nova, adică o aceeași aplicație, citit contoare și gestionate, mai mult de 60.000 de contoare, cred că la compania din Iași, 40.000 la Cluj, pe la Buzău. Adică avem o experiență în contorizare, care, repet, acțiunea nu e grea. Nu este grea ca și tehnologie. Până la urmă este un cămin de măsură care se montează și un contor pus în două piulițe acolo. Problema este cum putem îi lua acele informații din orice loc, pentru că sunt în pământ, pentru că sunt cămine, pentru că sunt ecranate. Și toate astea la un loc pot crea niște chestiuni, dacă vreți, de logică, de infrastructură informațională. Nu întâmplător, în Vestea, o să vedeți, o să vă spun în Vlad, avem un departament special care se ocupă de partea asta de automatizare, de citire și de gestiunea a informațiilor. Și cred că toate la un loc ne dau puterea să vă spunem că ne vom întâlni peste 2 ani de zi, când vom finaliza contractul ăsta, poate chiar mai repede, depinde și de modul cum se mișcă constructorii care fac rețelele, în așa fel încât să vă raportăm atunci sau să vă spunem cu mâna pe inimă că am făcut o treabă bună și că împreună am câștigat. De aici încolo, noi am câștigat niște bani, că am făcut o lucrare bună. Dumneavoastră ați câștigat faptul că aveți un sistem de contorizare inteligent, sau cum asta din ea, cum scrie în documentație, și care vă dă voie, vă dă informații, vă oferă informații necesare în așa fel încât să puteți în timp să aveți performanță în companie. Până la urmă, apa ca și sistem, noi îl privim foarte ușor, el de fapt se produce, se transportă și se măsoară la consumator. Este cel mai bun, cel mai important serviciu pe care îl face cineva în lumea asta. Fără apă e greu să trăiești foarte bine de asta. Este o mare problemă, v-am spus, o provocare mondială a gestiunii resurselor de apă. Știți cam cât consumă un om pe zi? Câtă apă? Câți litri? Sau pe lună? Nu, spune că 100 de litri pe om pe zi. Pare mult, nu? 100 de litri pe om pe zi, asta e media. Media, sunt alții care trec cu 5 litri pe om pe zi, așa sunt zonele din Africa, sunt cei care consumă mai mult, care sunt la 100 de litri pe om pe zi. 100 de litri pe om pe zi. Pare, cum să vă spun, sau nu știți cam cât, ce înseamnă un branșament, ce înseamnă o picătură, de aceea cât apă se pierde. Adică, la prima vedere, pare o chestiune simplă,
Dar dacă ai informații, poți să găsești sau poți să cauți soluții și poți găsi soluții dacă le cauți cu adevărat. O să fim dispuși la, sunt disponibil pentru întrebări dacă dumneavoastră o să aveți să ne întrebați cu ceva. Am să rog pe frate să vă prezint un pic compania Vestra și puțin ceva, un pic mai detaliat acest proiect. Bună! Vlad Iustină sunt, director la compania Vestra. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru invitație. S-a terminat cumva o etapă importantă, prima etapă acestui proiect, de-abia acum începe etapa. Și vreau câteva 5-10 minute să vă spun câteva cuvinte despre proiectul mare, despre Vestra, bineînțeles, și despre echipă. Vestra este unul dintre cei mai importanti jucători din România pentru piața de utilități, ceea ce înseamnă apă, energie termică, gaz, specialiști în apă, în general, din peste 30 de ani de zile. Și avem două linii mari de business, una pentru companii de utilități cu diverse produse și servicii și o parte de echipamente soft și hardware pentru industria de automatizări industriale. În cifre, anul acesta avem peste 80 de angajați, 25 de ani de experiență și avem echipe și birouri în 5 județe din țară, sediul principal fiind în Botoșani, București, Cluj, avem echipă mare Timișoara, Sibiu și Iași. Suntem parte din grupul Elsaco, unul cel mai mare grupuri de antreprenoriat în domeniul energetic din țară. Noi suntem compania specializată pentru vânzări. Ca și cifre de afaceri, anul trecut am încheiat cu o cifră de 36 de milioane de euro, în creștere față de 2021 și un trend crescător a fost în fiecare an. Domeniul de activitate, echipamentele de măsură, cum vă spuneam, apă, energie termică și gaz, furnizare vane și armături, robinete, branșamente, echipamente speciale pentru industria apei și sisteme și echipamente de automatizare. Ce este important la compania Vestra, mereu am fost un trendsetter în domeniile noastre. Am fost, sau suntem o companie care am creat piață, am creat oportunități, am funcționat pe modelul de fermier, lucrăm la dorințele partenerilor noștri, clienților noștri, avem departamente de proiectare, avem un departament foarte mare pentru suport tehnic cu manageri de produs, alocați pentru fiecare departament și grupă de produse în parte și, bineînțeles, și partea de verificări metrologice și service pentru echipamentele noastre. Aici avem o listă de parteneri care lucrăm cu ei. Cum vă spuneam, construim parteneriate durabile cu Itron de peste 30 de ani, Aveța peste 12 ani. Adică fiecare partener care l-am asumat în portofoliul nostru, am construit o relație. Totdeauna n-am fugit dintr-o parte în altă. Proiectul în cauza pentru care ne-am adunat aici este probabil cel mai important până acum pentru noi ca și Vestra și împreună cu partenerul nostru AV Infra, domnul Crisi, care este aici de față și un pilon de bază al acestui proiect și al celor de la HATSEC Romandia Press. Sperăm, îl vom duce cu siguranță la capăt. 26 de luni perioada de execuție și, cum a spus domnul director, 100 de milioane de lei fără TVA. Practic, este un sistem de contorizare digitală. Este o soluție integrată în care se vor monta contoare la fiecare, la majoritatea utilizatorilor, la majoritatea clienților finali din Hunedoara și din Deva. Citite prin proiecția fixă. Ele sunt în jur de 59.000 de contoare. 49.000 de contoare, 50.000 în jur de 50.000 de contoare. Și soluția aleasă este un sistem hibrid. Peste 20.000 vor fi citite în rețea fixă, cu datele care vor veni direct la compania de apă. Și diferența într-un sistem de walk-by, niște antene care se vor monta pe mașinile regiei de apă și care softul face o rută zilnică sau zilnică pentru a citi contoarele respective.
Sistemul funcționează cam în felul următor. Avem partea de contor, sunt niște dispozitive de colectare a datelor, care numim concentratoare. Ele colectează datele de la contoare, iar mai departe este trimis într-un server, într-un cloud și mai departe ele pot fi accesate din serverele companiei. Ce este important și ce este, de fapt, provocarea la partea acestui sistem? Avem două componente. Componenta de montaj efectiv, de punerea în operă, care proiectul este inclusiv cu proiectare. Se vor adapta multe lucruri pe parcursul celor 6 luni de proiectare. Este importantă prima parte și a doua parte, care va fi partea efectivă de tehnologie, de a integra toate aceste contoare, de a face sistemul de citire, de a citi cât mai multe din cele 22.000 și de a avea datele sortate pentru a putea fi folosite de beneficiar. La urmă, un contor, acum 20 de ani zile, îți dădea de un singur index, era o singură informație, pe când în momentul de față îți dă peste câteva zeci de informații la o citire, mulțit cu 50 și cu 49.000 de contoare și cu 12 luni pe an sau 30 ceva, 365 zile pe an, ai un sac foarte mare de informații care trebuie filtrat și personalizat cumva pentru fiecare beneficiar în parte. Contoarele sunt contoare de apă statice de la DIL, un producător cu o experiență mare din Germania și din Austria, cu modulul de comunicare, fiecare contor are modul de telecomunicații integrat și un concentrator tot de la furnizorul respectiv DIL, care el practic are rolul de a colecta informații de la contoare pe o anumită rază. Cum vă spuneam, avem două soluții, soluția IZAR, care citește contoarele de partea fixă și o soluție de walk-by. Setul asta, setul de citire, dar este un calculator portabil care va funcționa pe un dispozitiv portabil care va funcționa pe o mașină sau pe orice alt dispozitiv, o antenă cu Bluetooth, iar el softul face o rotare a citirilor astfel încât să le citească cât mai eficient și cu date corecte. Softul care îl vom folosi și care practic reduce toate acest sac de informații, îl filtrează după tot felul de algoritm de inteligență artificială și, bineînțeles, personalizat pe fiecare regie în parte, fiecare beneficiar în parte. Este MSIS, este un soft dezvoltat de El Saco peste 20 de ani de zile în colaborare cu e-tron Franța. Avem în momentul de față peste 1 milion de puncte citite cu acest soft și de puncte, vorbesc cu puncte de contorizare citite la nivel mondial în diverse țări, în Spania, în Italia, în Qatar, avem foarte mult în India, în Africa de Sud. Practic este un sistem de culegere, monitorizare, gestiune și analiza datelor. Asta este greutatea. Nu intrăm în detalii tehnice acum, asta vom face mai departe cu beneficiarul final și cu oamenii tehnici. Asta este situația actuală a municipiului Deva și asta este situația propusă sau situația viitoare cu gradul de acoperire. Ce este verde, cred că este acoperit cu rețeaua fixă, iar cu roșu vor fi citirile mobile. Această prezentare o putem și pune la dispoziție, să știți dacă fără nicio problemă. Asta este pentru municipiul Hunedoara, tot așa. Beneficiile implementării proiectului, cel mai important cred că este partea de furnizare în timp real a informațiilor. Și atunci, contorul, cum vă spuneam, s-a transformat într-o entitate vie. El nu îți dă numai un index, el îți dă și dacă ai o curgere în sens invers, care aia poate însemna, nu știu, furt, o rețea spartă în spate, poate să-ți dea tot felul până la 18-20 de alarme pe zi. Asta înseamnă dacă motorul a fost deschis, a fost scos de pe instalații, a circulat apa, a fost pus înapoi. Ai foarte multe informații și atunci, având toate informațiile astea în timp real, tu poți acționa. Nu mai durează o zi, două, trei, cinci, până ajungi să depistezi problema, în timpul ăsta să poți de asta este asta pentru, cred că este unul dintre principalele avantaje. Optimizarea de costuri. Pentru că, v-am spus, 22.000 de contoare se citesc deja automat. Toate contoarele din cele 49.000, ele sunt pregătite pentru a fi integrate ulterior în citire fixă. Acolo se dorește să ajungă la finalul
celor de bani. Dar în momentul de față, 22.000 îți vin datele automate la automat la birou. Cum vă spuneam, avem identificarea rapidă a pierderilor. Bineînțeles, avem reducerea amprentei de carbon, pentru că citiri de vind automat nu ai nevoie să folosești mașini de traseu și așa mai departe. Și tot proiectul acesta vine și cu un laborator de verificări meteorologice, pentru care se pune la dispoziție beneficiarului pentru a poate face, pentru a putea face verificare meteorologică și a fi sigur pe toată partea de legalitate și toată partea asta, practic, este în regulă. Proiecte similare avem la Iași, 60.000 de module, tot așa cu citire, acolo facem citire walk-by, la compania de apă Buzău. Avem un Cyber 5 cu LoRa, sunt pregătite, apă canal Info. Proiecte similare fără mult, doar de livrare sunt astea, de livrare și implementarea software-ului. În rest, cam astea, dacă sunt întrebări, prezentarea vă pune la dispoziție. Vreau să mulțumesc și beneficiarului care m-a invitat și a fost alături, colegilor mei, domnului Cristi, partenerul nostru, colegilor de la Vestra, Cristi, Daniel, Ana, Denisa, Sergiu și grupul El Sacru pentru suport, până la urmă, pentru. Cam asta. Mulțumim. Și sunt entuziasm acum, dar aș vrea să voi fi mai entuziasm peste 2 ani zile la cine s-a dus la recepția finală și totul funcționează. Da, și satisfacția să fie generală. Da. Mulțumesc încă o dată. Înainte de eventuale întrebări, rog și pe colegul Ioan Gustan să spună că dacă. Eu vreau să mulțumesc colegilor mei din secții și departamente și birouri care au contribuit la realizarea documentației pentru între contractul de finanțare și, în particular, pentru acest proiect. Vreau să felicit pe antreprenorul câștigător cu Vestra și, în continuare, să ducem la semnarea contractului. Să semnăm contractul, dar eu voi face, nu înainte de a-i mulțumi și fostului director general APAPRO, Victor Arion, care are un mare merit în faptul că noi semnăm astăzi aici acest contract. Da, e deja înregistrat. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Și mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră.